Suntem la sala sporturilor aici unde au venit să pregătească niște copii superbi de la Râncaciov, au și un transport școlar asigurat, sunt foarte mulți și au venit la lupte. Mai întâi de toate să vorbim cu maestru Cornel Cornea. Maestre, iată că vin tot mai mulți copii către lupte libere și performanțele pe care le-ați reușit cu sportivii dumneavoastră nu au rămas, să spunem, netaxate în ghilimele. Într-adevăr, înțelegerea mea, prietenia mea cu domnul director Cazacu de la Râncaciov a condus la un lucru extraordinar. Sigur că cu acceptul domnului primar și cu domnul director al Clubului Sportiv Școlar am realizat o treabă nemaipomenită, a spune eu, pentru lupte. Ei, acești copii vin de 3 ori pe săptămână de la Râncaciov cu transportul școlar pentru antrenamente de lupte. O parte din ei sunt deja medaliați pe la copii, copii 1, copii 2. Ne bucurăm foarte mult că avem asemenea copii frumoși, zdraveni și ambițioși, dornici de medalii. Acum, Georgiana Burduf, care știți bine că e din Râncaciov, a fost un mare imbold pentru ei și vedeți că imediat cum Georgiana a ieșit campioană mondială, ăștia s-au înmulțit și ei. Și pentru asta nu pot decât să le mulțumesc tuturor care ne ajută în procesul ăsta de pregătire și îi las și pe ei, dacă vreunul din ei vrea să vorbească, m-ar bucura foarte mult. Sigur, cum te numești? Cazacu Claudiu Constantin. Și de unde până unde la lupte? Ce te-a atras pe tine aici? Păi mai mulți copii au venit și am zis să văd și eu cum este sportul acesta. Și nu e greu? Cu multă muncă, poate reușim. Pe tine cum te cheamă? Sângescu Andrei Valentin. Și tu cum ai ajuns la lupte? Am văzut că sunt mulți copii și am vrut să vin și eu. Părinții tăi ce spun, te încurajează? Da. Și e greu? Nu. Mie îmi place că fac multe procedee și ies campion. În afara luptelor, ce sport îți mai plac? Fotbal. Bravo. Tu cum ai ajuns la lupte? M-au încurajat niște prieteni și mi-au spus să vin la acest sport, că au venit și ei. Ai mai venit aici? Da. Câte antrenamente faci pe săptămână? 3 antrenamente. Și părinții ce spun? Mă încurajează. Cum te numești? Popescu Ionuț Alexandru. Pe tine cum te cheamă? Regănescu Florinuț. Mai curajos. Și cum e la lupte? E frumos? Da.